Internetul ne deschide în fiecare zi o lume complet nouă. Tot mai mulți oameni sunt online și folosesc servicii de dating pentru a-și găsi sufletul pereche. Where have you been all my life? Suntem atrași de anumite persoane tot timpul și pentru că suntem milioane de oameni, nu ar trebui să fie foarte greu să ne găsim jumătatea, dar societatea, rețelele de socializare și chiar mass media au transformat asta într-un mister. Suntem înconjurați de fantezie și imagini care ne manipulează, așa că totul devine de fapt o luptă continuă după perfecțiune. Azman Mohammad este din Singapore și și-a căutat jumătatea perfectă pe un site de online dating. Așa a găsit-o pe Larisa, o tânără de 26 de ani din Galați. Au vorbit 2 ani pe chat, timp în care el i-a trimis bani pentru a ajunge în Singapore, în total $2,000. Well, she told me that her father died and she needs some money to pay for expenses, which I did. She never appeared in Singapore. Timpul a trecut, iar sentimentele lui Azman au devenit tot mai intense. De această dată avea să își cumpere bilet de avion Singapore-București. Larisa îi promisese lui Azman că îl va aștepta în aeroport, dar nici de această dată gălățeanca nu a venit la întâlnire. She managed to pick up my phone. She told me that, look, I just want to cheat her. So I'm asking her, who is cheating who? Și totuși, Azman a continuat să creadă că Larisa este femeia cu care se va căsători și alături de care va îmbătrâni. Așa că i-a cumpărat un inel de logodnă și a venit în Galați să o ceară în căsătorie. I bought this for her, specially for her. But she's not willing to accept. Perhaps I think could be other girls. What's mine is yours, baby. Remember? Așa că Azman se va întoarce în Singapore fără o soție, dar cu o inimă frântă. El speră totuși că odată ce povestea s-a devenit cunoscută, nimeni nu va mai pica în plasa abstractă și cu iubiri false de pe internet. Don't ever do that again.